Iuuu, am dat de tine, nesimțitule! Cred că e timpul să fiu electrocutat! Cum am ratat? Cum am ratat? Nu, nu, nu! Ha? Zice că o să mă omoare! Mă, femeia, ai dat cu capul în boscheț! Ha! Schibidito, 8 televizor, Boris? Omul înghețată, 8. Finalul. Rodie! În episodul de astăzi o să pornim un război contra omul Rodie. O să trebuiască să distrugem cele 3 generatoare din fabrica lui. Și astăzi vom scăpa de el odată pentru totdeauna. Salutare tuturor și pam pam pam! Bine v-am găsit la ultimul episod din seria Omul Înghețată, deoarece acesta este episodul 8 și este finalul. În sfârșit, după 7 episoade, în al 8-lea scăpăm. Așa-i trebuie, uite-te mă la el cum stă aici îmbrăcat în pijamale. În ce este el îmbrăcat, ești nebun la cap? Ieri v-am postat Omul Înghețat episodul 7, astăzi vă postez episodul 8. Ce e aici? Maraton de Omul Înghețat? O grămadă de episoade. Știu că vă place, așa că nu uitați să lăsați un like, deoarece practic ăsta este ultimul episod. Pentru că o să scăpăm de el, sper eu astăzi, sper să scăpăm. Chiar vreau să scap. Ia să vedem. Părinții vorbesc de noi, că am dispărut. Păi deja am dispărut de foarte multă vreme, adică totuși ce se întâmplă aici, mă? Este timpul nostru să scăpăm. Uită-te la Mike sau cine e ăsta cu cățelul. Doi păroși, adică un animal și un câine. Bun, asta e casa, mai țineți minte în episodul 1, 2 și 3 cum ne strecuream afară din casa asta? Că din episodul 3 încolo, de fapt de la 4, n-am mai fost în casă. De la episodul 4 suntem în fabrica omului înghețată, pe care noi l-am numit Rodie, pentru că îl cheamă Rod. Și am băgat IE, Rodie. Aceasta este fabrica lui. Cât timp am petrecut în fabrica asta, deci o nebunie totală. În ultimul episod, adică în episodul 7, ne-am strâns toți cei 4 prieteni. Liz, Charlie, Mike și Jay. Și Omul Înghețată vrea să intre peste noi. Dar, ei bine, nu o să poată pentru că noi o să facem o schemă. Schema 68 și vom scăpa. Ia, să vedem ce trebuie să facem. Deci ultima dată, ok, stai. Ultima dată am picat de acolo. Bun, ăștia țin ușa, țineți, țineți ușa, țineți, haide. Ce asta? Accept, da mă da. Țineți, aici ne-am jucat Final Fantasy, uitați-vă la omul Rodie cum sparge acolo ușa. Dar noi trebuie să scăpăm. Uite, luăm ranga asta. Și noi știm ce trebuie să facem cu ranga asta. Trebuie, uite aici, să găsim scăparea. Trate, du-te, du-te la o parte. Du-te, du-te, așa. Luăm ranga frumos. Uite așa. Și ia vedeți ce fac eu aici. Rupe ușa. Nu? Nu merge? What? A, trebuie să mai împing ăsta. Gata, bă, așa, acum rupe ăsta. Rupe-l, scoate-l de acolo, rapid. Bun, prieteni, haideți, am găsit o scăpare. Ok, ne furișăm. Liz, Mike, Charlie. Haideți, că am găsit ieșirea. Jay, unde te duci? Fetele merg întâi. Oh, răbdare, bă, cred că mergi tu prima, ne blocăm acolo. Ia la mă pe ăsta în pijamale. Zice că v-am prins pe toți, ha, 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 ha. Ei bine, nu cred că i-a prins. Oh, nu, copii grași, ați scăpat din nou. Na, vezi? Nu ne-ai prins, nu o să ne prins pentru că astăzi o să scăpăm. Eu știu că o să scăpăm. Eu împreună cu abonații mei o să scăpăm de aici, de la tine. E foarte nervos. Deci are un plan foarte malefic, să știți. Omul Rodie are un plan super malefic. Zice că petrecerea s-a terminat pentru noi. E foarte supărat și a apăsat un buton. Nu știu ce face butonul ăsta, dar... Oh, nu! A blocat toată... Toată fabrica a fost blocată. Zice, dacă eu fug, încă un pas, picioarele mele se vor rupe. Ce alitaj de gură. Trebuie să scăpăm de aici. N-avem timp de pauză, n-avem timp de a respira, n-avem timp pentru nimica. Trebuie să scăpăm de aici. Am găsit harta asta. Se pare că sunt 3 generatoare. Dacă oprim generatoarele, putem scăpa. Și avem această stație cu care putem vorbi. Ok, planul este bun, planul este bun. Ok. Hai să mergem. Trebuie să ne întoarcem înapoi la familiile noastre. Da! O să scăpăm! Sper!
Sper mult. Dar bun, unde merg prima dată? Ia ziceți. Ia ziceți, fraților, control room. Acolo am fost, am terminat. Haideți la laborator. Ce părere aveți de laborator? Eu zic să mergem la laborator. Why does it always have to be me? Zice, de ce trebuie să merg eu? Cred că jucăm cu Charlie. Jucăm cu Charlie? Da, jucăm cu Charlie. No, bine. Trebuie să ajungem la laborator, noi cu Charlie. Unde suntem aici? Oh, suntem în garajul omului Rodie, am înțeles. Ei bine, la laborator. Ok, zice că dacă vine omul Rodie să tragă o beșină și o să moară. Bine, asta o să fac. Ce pui mei, mă, eu nu sunt normal la cap. Mama omului Rodie! A venit mama omului Rodie la fabrică. Oh, no. Zice că... O să le iau în brațe. Cine e ăla? What, o creatură grasă? Ha? Zice că o să mă omoare. Ce are cu mine femeia asta nebună, mă? Mă, ce vrea asta? Cum îi pun capcană? Bă, femeie, lasă-mă în pace. Doamne, fuge nebuna asta după mine. De ce este un lac aici? Mă, ce? Sunt crocodil în jocul ăsta? Stai că mă urmărește femeia asta nebună. Uite, un crocodil! Mă, ce? Vine crocodilul după mine. What, știțel de avion se întâmplă în omul înghețată 8? Ce se întâmplă? Vine femeia nebună? Vine un crocodil? What? Bă, ăsta e cel mai nebun joc de până acum. Na bine, fug, nu știu unde fug. Oh, nu pe aici că vine crocodilul, nu pe aici că vine crocodilul. Crocodile? Ok, crocodilul nu vine. Huh, bă. Crocodilul ăsta m-a speriat tare. Femeia nebună m-a speriat și așa un picuț, dar crocodilul și mai tare, ești nebun? Na bine, stai un pic, unde mă duc? Ia, aici, laborator, bucătărie în sus. Bă, dacă laboratorul și bucătăria este în sus, haideți să urcăm sus, să vedem. Oh, am găsit o găurică. Da, se pare că aici înăuntru este bucătăria. Uitați-o pe nebună acolo jos. Haha, baba Clonța, nu poți să vii aici, baba Clonța. Ok, o să intru în bucătărie acum și să vedem cine... Oh, ați văzut-o? E iubita omului Rodie, e Mati. Good, good, good. Bine, 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 a zis. Bine, bine, ce? Nu, 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 capul jos! What's going on here? Ce se întâmplă acolo, a zis? Nimica, gen, eu nu sunt aici, gen, nu, gen... capul jos? Oh, oh, oh! Nu, nu, nu sunt aici. Nu sunt aici. Ce-i ăsta? K-wash. Nu știu ce-i ăsta, avem lapte. Ok, o să mă stric corp aici. Să sperăm că nu mă vede. Și eu vreau să ajung în laborator. Mamă, ce... Mamă, ce e acolo, frate, nici nu vreau să știu. Deschide ușa că vine omul Rodie. Mamă, dar m-am făcut aici un șobolan. Uitați-vă ce micuț sunt. Aud ceva. Ce aud? Uai, am dat de omul Rodie. Nu. Oh, nu, 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 nu. Cred că murim. Cred că murim, fraților. Cred că murim. Nu, 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 lasă-mă pace, lasă-mă pace. Eh, ce am făcut? I-am dat un pumn în gură. Așa e trebuie. Așa e trebuie la omul Rodie. Uite, pistolul electromagnetic. Omule Rodie, vrei una de asta în cap? Zi-mă, vrei una de asta în cap? Vrei? Nu-i dau niciuna în cap. Uite, aici pot să deschid, ok. Opa, s-a trezit omul Rodie. Nu, stai că trebuie să plecăm. Trebuie să plecăm, s-a trezit omul Rodie. Oi, ce-mi place, îmi place, îmi place, îmi place. Ați văzut că am reușit să scap de el. Ceea ce nu reușeam în alte dăți. Destul de interesant. Opa, a venit ăsta din nou. Mamă, că-i trag una în cap cu ăsta, dacă mă nervează. Bun, suntem în laborator. Aici trebuie să găsim un generator. Ioi, nu din nou chestia asta. Deci aici trebuie să găsim cumva un generator și să scăpăm. Știe cineva cum? Nu știți? Ei bine, nu știu nici eu, dar caut eu toate posibilitățile. Ioi, nu din nou tu. Uite aici, ce-i asta? O zonă de siguranță? O fi asta? Hey guys, I found one of those things. Am găsit. Oh, am găsit un generator. Mamă, dar asta e cu alarma în spatele nostru, l-auziți? Ioi, dar urât face. Bun, am găsit un generator. Să vedem ce facem la generatorul ăsta. Trebuie să-i dau cu chestia asta? Ok, să vedem. Liz. Bună, Liz. Ia. Îmi zice Liz că trebuie să găsesc chestiile astea. Stai. Hai să arunc ăsta acolo. Așa. Deci am nevoie de ăsta verde. Bă, dar pe ăsta verde l-am văzut când am intrat în bucătărie. Țineți minte? Și 8 roz. Ok. Tu ce faci? Zice că e prea atentă la Liz. Mamă, dar asta o iubește pe Liz. Cred că o să salute într-un final. Da, să știi, să vedem. Vorbim cu Jay. Ce caută Jay? Jay, am nevoie de ajutorul tău. Ce ajutor? Trebuie să-mi găsești... Oh, trebuie să-mi găsească o chestie de aia.
O chestie de aia, ce formă are ăla? Silindrică. E cilindru, că e așa. Are forma de cilindru. Ăla roz. Că la verde știm unde e. Bun. Pe urmă... plane. Ok. Așa. Pentru că are dop de ăla. Și pe urmă se scrie 8 pe el. Pentru că scrie 8 pe el. Ia să vedem. Ne găsește oare? Este de treabă și ne-l găsește? Mamă, ce tare ar fi să ne-l găsească. Oh. Acum ce? Mă duc mai departe? Oh. Stai că s-a întâmplat ceva. A? Ce s-a întâmplat? O, l-a găsit! Nu pot să cred! Este 8, ok, este 8, poftim! Și acum mă duc după la verde să-i aduc. O să duc pistolul ăsta cu mine, pentru că poate o să mă ajute. Deci țineți bine minte, avem nevoie de ăla verde acum. Și știm unde este, că l-am găsit. Dar o să mai duc pe aici, să văd ce mai pot găsi. Ioi, nu! Nu, 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 a sunat alarma. A sunat alarma, o să vină omul rodie. Iuuu, i-am dat de tine, nesimțitule. Cred că e timpul să fii electrocutat. Cum am ratat? Cum am ratat? Nu, nu, nu. Cum am ratat? Cum am reușit să ratez? Doamne. Na bine, sper să nu mă deranjeze faptul că am ratat. Încerc să desfac ăsta. Ce găsesc în el? Ce e ăsta? Am găsit ceva. Ioi, nu. Nu, pleacă, măi, nesimțitule. Nu știu ce am făcut. S-a electrocutat de la cablurile astea pe care le am eu în mână? Ok. Foarte dubios dacă mă întrebați pe mine. O să arunc ăsta aici pentru că mă duc după la verde. Nu prea înțeleg ce se întâmplă aici. Tot ce știu este că am rămas fără pistolul ăla. Și cred că pistolul ăla pe noi ne ajuta. Ioi, Mati! Mati, vezi că vin să iau ăsta de aici, bine? Așa, l-am luat. Ok, n-are treabă Mati cu mine. Ok, să vedem ce mai trebuie să găsesc. O să dau de omul rodie pe zona asta? Nu, n-am dat de omul rodie, asta e de bine. Asta e de bine. Pe aici am mai găsit ceva prin dulapuri. Nu, n-am găsit nimica. Omule rodie, aici nu este nimica. Mă aștept să vină omul rodie în curând, pentru că cred că s-a trezit deja. Să nu uităm, cablurile sunt acolo dacă avem nevoie de ele. Probabil o să avem nevoie de ele pentru ceva. Mamă, pe cine am găsit? Pe cine am găsit? Coboară, coboară, coboară. Ok, hai că coboară și el, dar este cam lent. O să mă duc roată pe aici. N-am găsit nimic interesant acolo. Bun, până vine omul rodie mă duc roată. Mamă, trebuie să scăpăm. Ioi, nu. Asta trebuie desfăcut cu pistolul. Și nu mai am gloanțe în pistol. Mamă, ce m-am dus. Mamă, ce m-am dus. Omul rodie mai este aici? L-auziți? Nu! Nu, mă urmărește și ce fac? Că vine și piticul ăsta. Vine și piticul ăsta. Și omul rodie și piticul. Fugi, 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 fugi. Nu, cred că m-am dus. Cred că m-am dus. Cred că m-am dus grav rău de tot, fraților. Au murit amândoi. Mamă, ce tare. Ce norocoși suntem. N-aveți cum să ziceți că nu suntem norocoși, că suntem foarte norocoși că s-a întâmplat aia. Bun, hai că urc aici sus. Așa. Și am nevoie. Unde mi-am aruncat eu pistolul ăla în primul rând? Nu știu cum o să trecem mai departe dacă n-avem pistolul ăla, pentru că cred că am rămas fără gloanțe în el. Asta e problema. Cred că am rămas fără gloanțe. Ia, am venit, băieți și fete, am venit. Ia, poftim ăsta, ai nevoie? Bun, și acum ce facem? Mike are nevoie de un cable, cablul pe care îl avem și ceva. Ceva altă chestie. Mamă, cred că chestia aia facem rost dacă spargem dulapul ăla, dar eu nu mai am gloanțe în armă. Uite-l pe ăla cum stă acolo, pleacă mări acolo. Nu, no, cum face, fraților? Unde a murit în primul rând ăla, că nu mai țin minte. No, 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 lasă-mă pace. Unde l-am omorât eu pe ăsta? Mai știe cineva unde l-am omorât? Unde mi-am lăsat eu arma, gen? Parcă aici? Da, mă, da, aici. No, bun, ăsta s-a reîncărcat. Nu prea pare reîncărcat. Omul rodie. Ia cable, ia cable. Ia cable. Urcă sus, urcă sus. Nu! Oh, nu, am știut că mă prinde. Bun, fraților, pregătiți-vă pentru că scurt circuităm această ușă. Și a funcționat? Da, mă, da, a funcționat. Na bine, stai așa că vreau să mă răzbun și pe el, pentru că de ce nu? Stai, stai. Trage! Ați văzut prost mai mare ca mine, nu? Ei bine. Nici eu. Dar mă uit acum la facecam și văd.
Ok, haideți să ne furișăm rapid, rapid, rapid. Avem chestia asta de care are nevoie Mike. Și acum cred că putem să ne facem planul. Ok, trebuie să dau una la ăsta în cap. Da, mă, fraiere, ascultă! Aia zic, bă, dă pace mie, pace, pace, pace. Fugim, fugim că vine omul Rodie. Și aici nu poate ajunge la noi pentru că închidem ușița și bine, mă. Aici toată echipa, poftim Mike chestia asta. Poftim și cablurile, că și astea ți le-am adus, poftim. Și acum, oh, ce face? Fuck, hack! Bă, hackeresc! Ia vedeți! Hop! Hop! Mă descurc? Am talent! Eu zic că am talent, fraților. Bine, mă! Aia zic! Am spart primul generator, fraților! Primul generator l-am distrus, dar în schimb mai avem încă două generatoare. Trebuie să scăpăm și de ele înainte să scăpăm de la omul de înghețată. Na, ce am aici? Poftim, vrei să-ți trag una în cap? Nu mai întreba că-ți trag una în cap. Bun, hai să mergem la următoarea zonă care va fi muzeul. Ne ducem la muzeu să vedem cum spargem aici generatorul. Deci, băieți, fete, mă duc eu la muzeu? Voi rămâneți aici? Bine, să ne auzim cu bine, pa! Pa! Cred că mă duc eu de unul singur la muzeu, ești nebun la cap? Ok, mă strecor foarte rapid pe aici și ne ducem la muzeu. Ciao! Ciao! Eu cred că e prietenoasă. Da, da, pare prietenoasă iubita lui Rodie. Cum ar fi ca iubita lui Rodie să nu-l mai iubească pe Rodie, să mă iubească pe mine? Ok! Ieșirea, ne ducem înapoi afară. Ioi, de aici dăm de baba clanța din nou. Vai de capul nostru, unde e baba clanța, o vedeți? Vedeți careva? Să sperăm că nu este pe aici. Hop, pot să sar jos. Wow, mi-am rupt picioarele și oasele. Toate mi le-am rupt, ești de bun. Baba clanța, sper să nu fii pe aici. Nici crocodilul, că ar fi groaznic să fiți pe aici. Na bine, am venit bine. Garaj, Josep, cotage, nu știu ce ăla. Deci presupun că aici este muzeul, dar cum ajung eu la muzeu? Știe cineva cum ajung la muzeu? Poate pe aici? Oh, ce-am găsit? Ce-am găsit? Intrarea muzeu? O fi asta intrarea muzeu? Da, se pare că am venit de afară aici la muzeu. Haideți să vedem. Opa! Se întâmplă ceva? Boris! Schibidi, om televizor Boris? Este Schibidi, omul televizor Boris! Mă, ce? Zice că nu are picioare. Energia vine în corpul meu. De ce fuge toată lumea până și oamenii bucă? Boris este foarte nervos. Boris, chibri toaletă, WC-ul, televizor? Zici că e omul televizor. Mamă, fuge ca și un orangutan, ești nebun? Ha, fuge ca și cimpanziu. Doamne, e prea tare, mă, îmi place prea mult jocul, fraților. Și lui Pupi îi place, să știți. Și lui Pupi îi place, na bun. Acceptăm, așa. Și ia să vedem ce se întâmplă pe aici. Am găsit secret? A, aici mă ascund, na bine. Deci, cred că oamenii bucă sunt de... Vine Boris, vine Boris, nu, 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 stai fratele meu, stai fratele meu, putem discuta, putem discuta. Ok, cred că oamenii bucă sunt frații mei. Salut, ești prietenul meu, da? Pentru că ți-e frică de Boris. O să presupun că este prietenul meu pentru că se teme de Boris. Și acum ce trebuie să fac aici? Mamă, totul este înfundat. Îți gunoaie pe jos. Nu era aici ceva tabel de control? Uite-l pe Boris acolo jos. Uite-l acolo jos, să-l vedeți? Na bine. Nu era parcă aici ceva tabel de control? Trebuie să mă furiștez la el. Numai nu știu cum scăpăm să nu ne vadă Boris. Pare foarte puternic și foarte fioros. Și pare că face parte din echipa... Nu! Nu! Dar cum mă știe? Cum mă știe, fraților? Nu, stai, bă, Boris, puteai discuta, nu mă urmări! Doamne! Hop! Aici nu cred că poate să vină, că e prea mare. Na bine, aici era tabelul de control. Ce fac aici? Nu cred că... Oh, salut! Salut, noi suntem prieteni. Uite ce am găsit. Nu pot să iau nimica. Oh, cred că întâi trebuie să găsesc baza, unde să ne facem planul cu prietenii. Dar acum ajung eu la bază. Stați să ne uităm așa pe aici. Oh, cred că Boris este chiar la intrare în bază. Vedeți că este o ușă acolo. No, trebuie să ne facem un plan să trecem de Boris cumva. Stați așa. Ioi, gata că vine Boris, gata că vine Boris. M-am furișat, nu mai sunt pe aici. Hop. Uite-l pe Boris, stă acolo.
N-are nicio treabă, Boris, el mă așteaptă, ești de bun? Își verifică mâna ce face. Mă, Boris, mă, pleacă de acolo! Mă, care vorbește? Mă, ce se întâmplă? Ok, cum trec eu de Boris? Oh, nu, vine. Deci Boris cred că mă vede din prima, pentru că imediat vine după mine, ești nebun? Nu sunt la discuții și povești. Nici o problemă. Poate pot să scap, pot să scap. Bun. Uite, baza secretă! Intră. Bine, mă. Următorul generator! Trebuie să spargem și generatorul acesta. Am găsit în sfârșit generatorul. Ok. Dar, ai grijă, este un robot foarte mare și înfricoșător aici. Adică Boris. Boris, care am crezut că e prietenul meu, dar de fapt nu este prietenos deloc, este un nebun și jumătate. Dar bun, a venit echipa de șoc. Deci, ce trebuie să facem aici? Trebuie să găsim ceva. Ok, mai zice Charlie, nu-mi zice nimica Charlie. Jay. Ok, are nevoie de o armă. Și am chestia asta. Na bine, fii atent cum facem. Fii atent. Asta e harta, da. Deci eu mă duc să fac rost de microwave gun ăla, pentru că o zis Charlie că are nevoie de microwave gun. Așa că haideți să mergem să facem rost de microwave gun pe care l-am văzut acolo sus la etaj. Na bine. Boris! Vine Boris! Boris! Nu pot să trag cu arma, am crezut că am gloanțe în ea, dar n-am gloanțe! Ia Boris, haide! Haide Boris, intră! Nu s-a întâmplat nimica cu el, Boris e mult prea puternic! Nu s-a întâmplat nimica cu el! Stați că mă duc aici sus la etaj, așa, bun, pot să pun ăsta aici? Nu merge ăsta aici. Atunci, hai să iau chestia asta și să o duc înapoi la careva prieten care a cerut-o. Să nu uităm că arba am acolo sus. Boris? Hai Boris, haide Boris, te invit să vii. Mamă de capul meu, e foarte greu. Și ați văzut? N-a făcut arma nimica contra Boris, gen, ok, arma n-a funcționat, dar mă refer bomba. Ioi, Boris este rapid. Ok, dar nu poate să intre aici. Hai Boris, haide. Bine mă, eu mă bucur că am reușit să scăpăm de el momentan. Ok, cine vrea arma asta, tu? N-ai pentru ce, tu de ce ai nevoie? Follow you. Ok, nu știu ce-mi vorbește. Ok, nu știu ce vrea nici asta, dar trebuie să facem rost niște iteme. Hai să intru pe ușa asta din față pe care o văd aici. Oh, nu, Boris deja vine. Dar Boris nu poate intra aici, că e prea mare. Oh! Ok. Oh, ioi, asta e problema. N-am știut că așa merge treaba pe aici. Dar bine, stai. Că avem o pancardă. Nu știu ce vrea să facem cu pancarda. O punem aici. Ok. Oh, ce pistol am. Na, stai un pic. Avem un pistol. Opa! Boris, încercăm pistolul pe Boris, ia să vedem. Unde ești, mă, Boris? Mă, Boris, mă! Ce faci, mă, acolo? A funcționat! Yes! N-a funcționat 3 secunde. What a șniță de avion. Yo, Boris? A înghețat, Boris. O să caut rapid iteme pe aici. Ce iteme pot să găsesc? Ăsta doarme, ok. Ăsta e prietenos, e de partea mea. Mamă, muzeul. Nu. Buton? Secret? Pot să mă duc înapoi sus? Stați să vedem. Ia să vedem unde mă duce dacă mă duc sus. Nu merge să urc, ok. Boris tu poate să ajungă aici. Ok, niște secrete. Oh, o zis că chestia asta pe care am găsit-o eu acum. Bidonul ăsta care nu-i bidon. Ce am găsit? Trebuie reîncărcat. Cred că vine Boris, da? Trebuie să reîncărcăm și cred că trebuie să reîncărcăm sus la etaj. Ia, pe acolo nu pot să mă duc. Ok. Încet, dar... cu siguranță facem progres. Și vreau să scăpăm de la fabrica omului Rodie. Așa, încarcă-l. Oh, nu, trebuie să le tragem deodată cu cineva. Mă ajut să le trag? Mă ajut? Nu vrea să mă ajute. Ok, se pare că trebuie să-mi chem un prieten ca să tragem chestiile astea deodată. Ioi, cine a venit încoace după noi? Evident, cine a cineva dacă nu Boris? Dar e lent. Ăsta e norocul nostru, că el este lent. Iar pentru el este ghinion. Pentru că noi suntem rapizi, haha. Na bun, care dintre voi vreți să mă ajutați? Tu vrei să mă ajuți? Hai, ajută-mă. Ajută-mă, nu vrea să vină cu mine. Vrei tu să mă ajuți? What? Trebuie să-i aduc ceva în ce să se deghizeze. În ce vrea ăsta să se deghizeze? Ce, mă, vrei să te fac un clown? Ok, cred că trebuie să caut aici în gunoi. Rapid că vine Boris. Rapid, nu! Iui, Boris! Oh my god!
I-a țuzut mâinile sub mine, cred că era gata să mă atace. Uite, au mâncat niște roboței. De asta roboței sunt de partea mea acum, pentru că Boris i-a mâncat. Vai de capul meu. Dar pe mine de ce nu mă mănâncă dacă am cap de roboțel? În fine, nu mai pun întrebări. Oh my god, cred că o secundă dacă mai stăteam, ne mânca de viu. Hai Charlie, că ți-am adus mască. Haide, haide cu mine. Haide, hai Charlie. Mamă, grăsanule, haide. Hai să mergem pe aici. Nu înțeleg de ce omul Rodie iubește copiii grași. De ce? Care-i? Bine, probabil este în poveste, parcă lumea și-a bătut joc de el pentru că el era gras, ceva de genul. Charlie, vii cu mine, haide. Haide, vine, hai că vine omul Rodie, rapid, că vine omul Rodie, rapid. Charlie, Charlie, rapid că vine omul Rodie, te mănâncă, te viu. Mă rog, pe mine mă mănâncă, că tu ai mască. Haide, urcă sus. Urcă sus. Ăsta e prietenul nostru, da? E prietenul nostru. Bun, 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 bun. Și fii atent, trage de chestia asta deodată cu mine. Trage, Charlie. Trage. Trage că nu mai pot sta aici. Trage. Așa. S-a încărcat? Cred că e bun. Hai, hai, ne vedem. Hai. Unde a dispărut? Mă, ce? Ok. Deci Charlie are super puteri. Oh, nu. Oh, nu. Fii atent, fii atent, fii atent. Ui, ce m-am... Cred că ce pe mine. Mamă, ce riscant. Nici nu mai știu vorbi. La ce s-a întâmplat acolo? Gata, am rămas fără cuvinte. Nici nu mai știu vorbi. N-a poftim ce ți-am adus. Ok. Hai să începem planul. Hai. Cum începem planul? Cum începem planul? Trebuie să-l aduc pe Boris aici. Oh my god, Boris? Unde ești, Boris? Hai, Boris. Haide, Boris, haide. Hai, hai că am un plan pentru tine. Haide. Haide. Boris, hopa, ok. A început planul, a început planul. Cum să stăm pe burtă? Și acum, ce se întâmplă? Ok. Hey, you ugly broken robot. What? Face mișto de el. Ok. S-a enervat. Boris cred că s-a enervat și va fugi în ăla, crede că este un om. Ugly. L-a făcut urât. Zice, atacă, distruge. Nu a rămas nimic din Boris și l-am distrus pe Boris. Bine, mă, bateți palma! Aia zic, fraților, nebunie totală maximă. Ok, o mai rămas un singur generator. Un singur generator. Bine, mă, bine, mă, bine, mă. Da, bun. Ultima locație. Să mergem la următoarea locație. Nu mă las bătut. Nu ne lăsăm bătuți, rămâneți aici până nu scăpăm, odată pentru totdeauna. Ok, mamă, eu trebuie să mă duc până la următoarea locație. Ei bine, mă, că am scăpat de Boris. Ha, 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 ha. Bine, mă. Na, bun, pe unde am intrat? Mai știe cineva, că eu nu prea. Parcă am intrat pe aici, prin dreapta, pe ușă. Nu, 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 pe ușă, pe un vent am intrat. Prin stânga. Salut, l-am distrus. Hai să rămânem prieteni, bine? Nu vreau să fim prieteni. Și acum mă duc înapoi afară la Baba Cloanța din nou. Iarăși la Baba Cloanța. Iarăși. Wow. Wow, Baba Cloanța. Na bine, hopa. Ah, ok, este doar dulap în care să mă ascund. Afar. Ioi, ce mă sperea morișca. Mama ei de morișcă. Baba Cloanța, sper că nu ești pe aici. Unde e chestia asta de... De Joseph Cottage? O fi casa asta pe care am văzut-o aici înainte, între timp ce fugeam de Baba Cloanța. Ia, un veceu. Căcănescu? Un ou? Mă, ce fac un ou? Ok, habar n-am ce fac un ou. Tabăr aici? Unde e Baba Cloanța? Știe cineva? Că nu vreau să dau de ea. Baba Clonțina. O ușă. Ok, nu știu ce pot să fac aici. Ventilație, încă un veceu. Hai să intrăm în casa asta să vedem. Da, aici este următoarea zonă de siguranță. Ok, am închis ușa cu lacătul și îmi sunt prietenii. A, da, generatorul este aici, am și uitat. Deci generatorul este aici. Come ASAP. Știți ce înseamnă ASAP pe engleză? ASAP. As soon as possible. Aia înseamnă cât mai rapid. Așa se zice. Da, bine. Ce avem aici? Uitați, scrie RO. R-O. De la Rod sau de la România? Ok, asta e ultima zonă. Na bun, de ce avem nevoie? O găsit un ou. Ou de crocodil. Bă, probabil trebuie să fac ceva cu crocodilul. Na, stați că avem aici arme. Ok, ăsta nu mai are... Ba da, mai are glanțe, are 3 glanțe.
Stați că am o idee. Unde e baba clonța? Baba clonțina? Baba clonțina, ești aici? Bună, femeie! Nu mișca, că altfel trag. Nu mișca. Oh, ai mișcat! Nu! Ha, 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 ha! Da, bun, hai să punem arma la loc. Înapoi aici, așa. Mergem să luăm oul. Unde am aruncat eu oul? Că am aruncat un ou undeva. Oul, oul, oul. Dă-mi oul. Așa, dă-mi oul. Perfect. Ieșim înapoi afară. Ieșim, bun. Și ce facem cu ouăle astea? Baba clonțina e mort acolo, vedeți? E somn ușor. Uitați, o picat cu capul în boscheț. Mă, femeia, ai dat cu capul în boscheț. Ha! Doamne! Ce întunecat e sub fustă. Nu mă întrebați de ce m-am uitat acolo, nu știu. Ok, aici? Trebuie să-i pun ouă? I-am pus un ou. Ioi, nu! Mă, ce? Oh, nu! Nu! Nu, 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 nu! Nu! Nu mă omoară! Nici nu m-a omorât omul Rodie, mă omoară femeia asta! M-a omoară... Glumești! Trebuie să iau de la zero? Ok, fraților, după 100 de ani am revenit aici. Dar nu mă las bătut. Deci nu mă las bătut. Până nu scap eu de omul Rodie, nu mă las bătut. Și vreau să învățați și voi în viața asta că dacă vreți să realizați ceva, să nu vă lăsați bătuți orice ar fi. O să dau skip la toată partea asta, iarăși unde se vorbește, pentru că deja știm despre ce este vorba. Mulțumesc. Bun, deci trebuie să duc ouă la crocodil. Nu știu câte ouă, dar trebuie să duc ouă la crocodil. Ai de capul meu. Deci dacă dau de baba clonța, o să-mi sparg creierii. Nici nu vreau să dau de ea. De ce aș dori să dau de ea? Habar n-am. Și trebuie să avem grijă de crocodil. Da, el vine până la mine. Ok, trebuie să lăsăm să plece. Nu, se întoarce. Bă, cum calc pe nisip, se întoarce crocodilul din prima. Rapid, 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 pune oul. Pune oul. Opa, 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 că vine crocodilul. Gata, gata, măi, crocodile, gata, gata, gata. Hai să mai caut ouă. Ouă de crocodil. Pe unde pot eu să mai găsesc ouă de crocodil? Poate în WC-uri, că acolo am găsit data trecută. Ia să vedem. Un ou, na, câte ouă îmi trebuie? Câte ouă îmi trebuie? Îi fac pui. Nu știu de ce vrea să mă moare crocodilul când eu de fapt îi aduc înapoi ouăle, dar în fine. Unde e crocodilul? Hop, uite-l, uite-l cum vine, uite-l cum vine nesimțitul. Na bine. Unde mai este WC-ul de ăsta să aduc ouă de crocodil? Ouă de crocodil? Dar să avem grijă și de baba clonța, să nu dăm de ea. Că dacă îmi dăm de ea e tot așa nasol. Nu o văd momentan, deci asta e de bine. WC-ul ăsta e gol. Baba clonța, unde ești? Nu-i pe aici. Asta e de bine. Uite o cheie aici. Ioi, ok. Ok, 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 trebuie să stau departe, pentru că crocodilul e nervos. Pe aici unde ajung? Wow, 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 asta e intrarea principală? Nu, intrarea din spate. Ok, ok. Bă, nu că-mi dă cu mâna în cap. Nu că-mi dă cu mâna în cap omul Rodie robot. Că asta practic e robotul omul Rodie. Haideți să-l vedem din față. Ia să-l vedem cât de mare este. Vai de capul meu, fabrica de înghețată al omului Rodie. Wow. Bă, arată fain. Păcat că omul este atât de nașpa și rău. Dacă ar fi fost un om bun, chiar era mișto rău de tot să-ți facă înghețată fabrica asta, era super tare, ce vorbești? Ok, n-am văzut baba clonța, deci asta e de bine. Wow, 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 calm, 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 calm. Doamne, ce se impacientează acest crocodil. Ok, deci, unde ar trebui eu să mai găsesc ouă de crocodil? Pot intra oare de aici? Asta e aceeași zonă. Bă, mai aveți careva ouă de crocodil? Poate este în frigider, stați un pic, ia. În frigider. Nu este în frigider. Hai că iau arma asta. Așa, perfect. În caz de dau de baba clonța să-i trag cu arma în cap. Sunt foarte, foarte pregătit, să știți. Să căutăm aici ouă. Oh, buton. Ne trebuie o cheie. Ah, cheia aceea de la crocodil. Da, mă, da, dar întâi trebuie să-i pun ouăle. Acolo am căutat când am venit și nu era. Înainte a fost aici un ou, dar acum văd că nu mai este. Bă, nasol! S-a dus. S-a dus, femeia, ce să facem? Asta este.
Bă, crezi că ar putea fi un ou de crocodil în partea asta? Haideți să mă duc să văd. Și vă anunț eu dacă găsesc. 5 minutes later. Oh, aici erai, mai nesimțitule, aici te ascundeai. Ok, deci ultimul ou, să vedeți. Mă rog, presupun că e ultimul, că cred că 3 trebuie să fie. Ultimul ou se ascundea aici, lângă robotul acesta gigantic, mă, pe un trunchi de copac tăiat. Vai de capul nostru, măi. Na bun. E groaznic, dar fac orice ca să scap. Hai să vedem dacă crocodilul va fi fericit că i-am dat ouăle. Cred că e aici. Cred că e aici, Evil, nu în asta. Ia, o aud. Uite-o, ne caută pe acolo. Ok, bum bum, ba 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 ba. Calmează-te, vreau să-ți aduc ouăle. Pleacă de acolo. Pleacă, pleacă că vreau să-ți aduc ouăle. Pleacă până nu vine femeia aia nebună. Rapid, pune-i ouăle. Pune-i ouăle, așa. Ok, bun, își iubește copiii sau ce face acolo. Vrea să-i clocească, naiba știe ce face un crocodil cu ouăle. Că nu știu, nu sunt zoolog, crocodilolog, habana. Ce vorbesc aici? Nimeni nu știe. Na bun, cred că pot să iau cheia asta. Oh, și cu cheia asta acum, fiți atenți, pot să deschid poarta și cred că putem scăpa. Asta e tot? No, stai așa, că vreau să văd pe asta, dacă chiar așa este. Ok, cum ajung eu înapoi, să vedem. L-am luat, perfect. Să nu dau de femeia aia nebună, atâta tot vreau eu. Și este și un joc cu femeia asta de bun. O să jucăm pe la în viitor, să știți. A, uitați-o, am văzut-o. A trecut pe aici. Na că nu mă știe. Pa, la revedere, că eu plec. Pa, pa, bagă cheia. Bagă cheița în găurică și deschide poarta. Te rog frumos. Bun, bun. Prieteni, haideți să plecăm. Prieteni, haideți să plecăm. Rapid, 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 rapid. Sunteți gata să plecăm? Să decolăm cu mașina? Ia spuneți-mi. Să vedem ce zic frații. Hop. The enemy fainted. What? A murit cineva. Mă, ce? Ok, cum plec? A, încă... What? Încă mai trebuie să fac ceva? Ce asta? Zice că cineva a luat ceva. Mă, ce lipsește? Stai un picuț. Na, fii atent. O să mă duc pe drumul acesta să văd dacă aici găsesc ceva. Găsesc? Trebuie să mă duc după mașină? Na, stați un pic că nu mai înțeleg nimica. Nu mai înțeleg nimica. Cum a murit asta? Cum a murit? Oh, nu, se ridică, se ridică, se ridică. Uite, hei, ce faci acolo? Mă! Mă, ce? Ce se întâmplă? What? Tu de ce ai o armă? De ce ai o armă? Ha! Doamna, ce faci? Ciao! Doamne, ce amuzant! Ok, avem un pistol. Asta e de bine. Crocodilul este ocupat acolo, super tare. No, bine, fiți atenți. Ne ducem acum foarte frumos și furăm mașina omului înghețată. Intră și cum o fur? Cum plec cu ea? Trebuie să deschid garajul. Cum îl deschid? Uite acolo. Oare pot să trag? Crezi că ar fi o idee să trag? Da, aparent a fost o idee. Wow! Na bun, pleacă cu mașina. Hopa! Scăpăm! Bine, mă! Charlie, intră în poziție. Ce face Charlie, mă? Charlie, ce face? Charlie, o devin maimuță, ești nebun? Charlie este maimuța din omul înghețată, Rodie. Ok, am auzit o mașină. Wow, 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 ce e aia? Avem o armă? Vom trage cu arma? Începem un război cu omul înghețată? Hai că vreau să văd asta. Na, ce face? Nu știe pleca. Mimoare motorul, ce face? Na bun, și acum ce? Începem un război contra omul înghețată. Wow, 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 wow. Mă, lasă-mă, ce tare e asta. Lasă-mă, ce tare e asta. Îi distrugem tot ce are pe aici. Uite, cum trag? Cum trag? Oh, cum pot să trag? Văd acolo X-uri albe. Trebuie să trag în X-urile astea albe? Na, stai un pic, că mă pun să aflu acum. Oh, wow, wow, wow. Ok, trage acolo. Unde mai trebuie să trag? Tu ce e, mă? Mamă, l-am înghețat pe ăsta, micuț. A murit. Bă, vreau să suntem prieteni, ați uitat? Doamne, au uitat că suntem prieteni. Ce mai trebuie să distrug? Atâta. Bă, noi trebuie să fim prieteni, mă, v-am salvat de la Boris. Doamne. Na bun, am distrus acolo ceva din fabrica lui. Ne ducem mai departe să vedem din ce parte și din ce poziție mai putem distruge.
exemplu din partea asta, ei, să fie treabă, să o distrugem. Îi distrug casa. Ia mă, plecați bă de acolo mă, așa, la revedere. Pac. Oi, ce e încă acolo, pac. Bine mă. Hai că am pornit. Ok, am pornit. Hai să vedem. Încă mai avem partea asta, cred că din toate cele patru părți. Mă, să avea acolo o căpere secretă. Doamne, omul Rod este mult prea nebun. Vă dați seama că omul Rod a construit toate astea? Hop, așa, mai este acolo jos. Deci omul Rod a construit toate astea, băi, un om foarte deștept. Pleacă bine aici, piticotule, pleacă. Nu pot să trag până acolo, e greu să trag până acolo. Se reîncarcă arba. Stai că plecăm. Papa! Mamă, spărgea gardul, what? Prea tare, mă. Băi, prea distractiv nivelul ăsta, să știți. E mult prea tare. Plecă, bine, mă. Mă, dar ne ducem cam prea încet. Nu merge mașina asta mai rapid, așa lentă e mașina. Ok, mai avem partea asta. Cred că asta e ultima parte pe care o avem noi aici. Ia să vedem, uite partea asta. Ia, trage. Da, distrug. Așa, vine ăsta pitic după mine, îl văd. Dar eu deja am distrus tot. Bine mă, gata? Hop așa. L-am distrus. Bine mă. Deci e că a fost un șofer excelent și trebuie să mai facem asta. Și acum pică generatorul. Asta înseamnă că putem pleca? Cred că putem pleca. Ia să vedem, acceptă. Oh, s-au deschis toate. Putem pleca, atât, nu? Putem pleca, ia. Plecăm. Wow, cum face? Am pornit. Plecăm, atât. În sfârșit se întâmplă, scăpăm fraților. Ăsta e momentul care se întâmplă. Wow, mamă, ce drift a băgat copilul. Ești nebun? Ok. Și am scăpat cu toții împreună. Este ca și un vis, zice aici cineva. Nu mai vorbi prostii. Hai să ne concentrăm ca să ajungem acasă întregi. Mike, cât de curajos ești tu. Ia, o să zică Mike că o iubește pe Liz. Să vedem. O să zică? Hai că-s curios. Trebuie să mă concentrez, Liz. Nu este un moment bun să zic. Ok. Se vor săruta? Despre ce vorbiți? Opa, cred că o să-i zică că-l iubește. Ia să vedem. Ce se întâmplă cu omul Rodie? Ia. Ha? Se freacă la cur? Ce face? Ok, își pune masca. Cred că el acum va vedea că a scăpat toată lumea. Că era în pijamale, se pregătea de somn, ești nebun? Era în pijamale, omul Rodie se pregătea de somn și acum va vedea că toată lumea a scăpat. Au dezactivat și au plecat copiii. Oh, zice că mai sunt copii furați la el în pivniță pe undeva. I-o lăsat afară, o scăpat și copiii aceia. Oh my god, cred că este distrusă viața omului înghețată. What? Ok, i-am cam distrus toate planurile și nu-i place. Ha, omule înghețată, ha, ce-are acolo, mă? Are o altă mască? Mă, despre ce este vorba? Fraților, spuneți-mi în comentarii dacă v-a plăcut. Dacă ți-a plăcut, nu uitați să lași un like. Și, în sfârșit, am scăpat de la omul înghețată. Grijiți de voi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!